și a spus, Doamne, te voi sluji până când? Până la moarte. Dar păcatul care ne înfășoară cum? Așa de lesne. Domnul să ne binecuvinteze în seara zilei de astăzi să ne facă să înțelegem căci acest rob, Domnul Iisus Hristos, era robul Domnului și El a venit să împlinească ceea ce trebuia împlinit. Ioan Botezătorul când l-a văzut a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a zis, Ioan, cum să te botez eu pe tine? Eu nu sunt vremnic să-ți rezleg și returile cu alte cuvinte. Și ce a zis Domnul Iisus? La, trebuie să împlinim ceea ce trebuie împlinit, nu? Domnul să le binecuvintează și pe noi. Chiar dacă a împlinit toată Biblia, spune Biblia că nu suntem altceva decât niște robi netremnici. Am împlinit ceea ce eram dator să împlinim. Doamne ajută-ne! Cuvântul Domnului în versetul 19 spunea, El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu va auzi glasul pe ulițe. Noi ne luăm la ceartă. Mai strigăm, așa, mai ales dacă avem o voce așa. Și eu strig, am o voce puternică. Dar Domnul Iisus Hristos nu s-a luat la ceartă. Nu i s-a auzit glasul pe ulițe. Chiar și când era răstignit, trecătorii își băteau joc de El. I s-a dat cu trestea în cap. El care a făcut izvoarele de apă, i s-a dat oțet cu fiere amestecat. El nu striga, nu zis, eu sunt Fiul de Dumnezeu. Eu nu striga să spună, eu am fost la creare, la tot ce se vedeți, eu am fost prezent acolo. El a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Domnul să ne binecuvintează și pe noi să fim niște oameni umili, supuși lui Dumnezeu. Amin. Și mă gândeam că-și Dumnezeu, stând de dimineață aici, mi-a vorbit prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în mintea mea era un gând cineva, mi-a zis ceva și era un gând în mintea mea așa și am zis, eram supărat, chiar așa să fie, Doamne. Și am auzeam șoapta Domnului și am zis, da eu, cât am suferit. Dar pe mine câți mă jură în fiecare zi și eu îi sufăr. Așa e, Dumnezeu îi sufără. N-auzim noi oameni vorbind rău din gură? De atâtea ori auzim și Dumnezeu în care milă. Și noi imediat ne supărăm și ne deranjăm. Domnul să ne binecuvintează pe noi să nu fim așa. Și noi să fim, după cum era Domnul Iisus Hristos, și vreau să mai citesc din Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5, spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este cine? Domnul. Este Domnul. Gloria lui Dumnezeu. Este robul lui Dumnezeu. Este alesul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și noi să fim după voia Ta. Amin. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut parte de această moarte de cruce, ori ucenicii lui, oamenii lui care au ales Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, ce parte au avut ei? Dacă o să căutăm să vedem și citim istoria, vedem că Pavel i s-a tăiat capul cu sabia. A ieșit pe port, din cetate pe porți și cu sabia i s-a tăiat capul. Istoria arată că Petru a fost răstignit cu capul în jos, pentru că n-a vrut să fie răstignit ca Domnul Iisus Hristos. Și erau oamenii prin care Dumnezeu a făcut semne și minuni. Spune Biblia că mergeau la templu să se închine, era ceasul rugăciunii și era acolo un olor la poarta frumoasă care cerea de milă de fiecare dată și s-a oprit Petru în dreptul lui. Și a zis, au și argint nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și a ajuns să fie răstignit cu capul jos să moară. Alții au fost
aruncați în tancuri, în 5 secunde. Ioan, apostolul Ioan a fost aruncat în tanc. Și n-a murit, a scăpat și de acolo, pentru că Domnul Iisus a zis că îl va lăsa să trăiască. Și a avut parte de moarte naturală, a fost exilat în insula Patmos, de unde s-a scris și Apocalipsa. Domnul să ne binecuvintează și pe noi. Amin. Pentru că dacă vrei să fii alesul lui Dumnezeu, nu o să-ți fie cald, cum spune românul. Nu o să fie ușor. Cei ce doresc să trăiască cu evlavii în Hristos, cum sunt? Sunt prigoniți. Nu sunt iubiți. Cei ce doresc să spună adevărul, sunt arătați cu degetul. Cei ce doresc să spună binelui bine și răului rău, nu sunt priviți de bine. Domnul să ne ajute pe noi să fim așa cum dorește Dumnezeu. Oameni umili, supuși lui Dumnezeu, smeriți. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har, spune Biblia. Pentru că ceea ce înalță omul este o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Pe noi nu vrem să ne înalțe oamenii. Pe noi vrem să ne înalțe cine? Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Și în ultimul rând spune cuvântul Domnului în versetul 20. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Cu alte cuvinte, neamurile se vor încrede în El. Ce minunat este să ai cine să te încrezi. Să ai un om de încredere. Așa este. Că noi ne căutăm de multe ori prieteni și dorim să ne avem prieteni de încredere, oameni de încredere, oameni de nădejde. Când avem probleme, necazuri, sau știu eu, când poate ne trebuie să luăm împrumut ceva euro, e bine să ai un om de încredere, să te ajute, să-ți împrumute, nu? Dar să-L ai pe Domnul Iisus Hristos, un om de încredere, de nădejde, care se pasă de tine, de problema ta, de necazul tău, de suferința ta. Domnul să ne ajute să stăm lângă Dumnezeu. Să avem această nădejde în Dumnezeu și 1 Ioan capitolul 4, vreau să dau citire la versetul 17, spune: cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru că ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită zgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Aleluia. Doamne, ajută-ne! Amen. Așa cum spune fratele Daniel de fiecare dată, și aplicația cuvântului lui Dumnezeu este aceasta, să slujim pe Dumnezeu din toată inima. Vreți? Să spunem atunci că îl iubim pe Dumnezeu, să iubim și pe frații noștri, să ne dăm toată silința, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, spune cuvântul Domnului prin epistola lui Petru. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvintează la aceasta. Haideți să ne întrebăm în seara zilei de astăzi. Suntem noi robii lui Iisus? Suntem noi aleși de Dumnezeu? Ne este frică? A pus în noi Dumnezeu un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este peste noi, de ce să ne fie frică dacă Dumnezeu este de partea noastră? Poate să ne facă cineva rău? Dacă Dumnezeu este de partea noastră, Domnul să ne ajute să ne încrede pe deplin în Dumnezeu. Și așa cum spune psalmistul în psalmul 91, turnul nostru de scăpare să fie Domnul. Pentru că în El avem o nădejde. Deci această nădejde nu înșeală, fraților. Domnul să ne ajute ca nădejdea noastră să rămână pe deplin în Dumnezeu. Amin.